Salutare băieți și bine v-am regăsit după o pauză lungă, frate, în care n-am mai postat, am fost live parcă o singură dată. Stai să-mi iau și eu telefon dacă tu nu scuze. Așa. Am 2 lei. Așa, bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Alin, dacă nu m-ați uitat. A.K. Darful Moon, cred că e prima oară când zic chestia asta. Mie nu mi se, nu-mi place mi se zică pe numele canalului. Dar este ceva simbolic de când eram mai mic și mi-a plăcut foarte mult. N-am mai postat de 2 săptămâni, dar un gameplay de mai bine de o lună. Ne uităm la ultima dată în care am postat, când aveam 100 de zile, o lună și... O lună și câteva zile. 3 ianuarie. Da, am zis bine câteva zile. Da, hai să intrăm puțin și pe joc să vedem care este atmosfera. Da, e puțin cam incomod acum să mai intru pe RPG4. Știți foarte bine că am lăsat funcția de lider în urmă cu câteva zile. Bine, cred că s-a împlinit săptămâna și ceva zile până atunci. Am lăsat-o din următoarele motive. Lipsă de timp în a acorda seriozitate planurilor mele. Facțiunea, simțeam că nu mai pot să tolerez atâția acordații, atâția mini incapabili care stau foarte mult doar pe tine să te enerveze. Mi s-a întâmplat, credeți-mă că avem niște admini foarte aroganți pe aici. O reducere a Skoda Octavia. Dacă vă întrebați, Skoda Octavia este mașina a doua pe care vreau să mi iau. Bine, ai mei și mai caut și eu mașini de genul acesta. Nu ne abatem la subiectul sample-ului pentru că na, nu e ok, nu vrea toată lumea, nu vrea nimeni să audă de ce mașină am, de permisul de conducere, că sunteți foarte puțini care ați împlinit această vârstă și foarte puțini care aveți și actul acesta în mână, știi? Nu pot să iei de la datorie când pleci de la mine să-i dai banii. Nu mă bag la datorie, mă. Nu mă bag la datorie. Vin, iau banii și mă duc. Haide, o să plec la un FIFA cu băieții după ce filmez episodul ăsta. Despre ce voiam să vorbim, de ce am lipsă de timp. Alt motiv, Royal Team nu mi-acorda foarte mult sprijin, cu excepția lui Hermenotis și al lui Showy, așa. Dar a fost gândită schema asta cu capa lider, i-am zis că când o să îi treacă interdicția la funcție, să-și facă orele și eu îi las liderul cu un oraș, după aia se descurcă el. E cam greu deoarece cu dații chiar s-au înmulțit fără niciun dar și poate fără îndoială. Sunt mai mulți codați în facțiunile adverse. Am ținut foarte multe săptămâni facțiunea pe primul loc în top. Am avut 42 de târfuri cucerite per total și în același timp au fost 37 cei mai multe. Că s-a mai pierdut, că s-a mai câștigat de timp, asta este pare doar. Cele mai multe târfuri capturate per total au fost număr de 42 și eu sunt foarte mulțumit că am trecut limita de jumătate de târfuri. Am avut și în LV, am avut și în SF, foarte ok. Vreau să le mulțumesc membrilor ca Hero, ca Joker, cei care au stat destul de mult în facțiune, rank 5 Hero, viitor rank, putea să fie un viitor rank 5 Joker, dar a fost un membru foarte serios al facțiunii, dacă stau să mă uit puțin pe RPG4, să mai vedem aici la legende ce se mai întâmplă. Lui Hermenotis vreau să-i mulțumesc foarte frumos pentru cât a putut să tacă din gură, bine, prea puțin, cât a putut să mă ajute, a fost un om chiar foarte serios cu mine, îi mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru facțiunea asta. Cam ăștia, Hero, Joker și Hermenotis, chiar dacă nu sunt compatibile ei trei, nu sunt compatibili, frate, nu compatibile, mă rog. Eu mă refer la persoanele care strict au stat ceva în facțiune, nu doar așa. Q-Crack, vreau să-i mulțumesc și lui, frate, pentru că a avut multe FB-uri și tot așa a stat în facțiune, omul.
Respect lui. Ce mai e pe aici interesant? Eu pot să zic că sunt mulțumit de facțiunea pe care mi-am făcut-o. Am avut niște oameni chiar de bază de foarte multe ori. Și am fost un lider care chiar a sancționat. Deci de când am luat, de când am luat o funcție de lider, am fost primul care a luat orașul înaintea celor care a luat. Adică gen din nouă facțiuni mafie, am venit eu, ultimul, cel mai nou pus, să lua primul oraș între ăia toți nouă. Știi ce zic? Dacă nu te-ai prins, înseamnă că eu din toți nouă, cel mai nou, am luat primul orașul. Adică în ce mai scurt timp. În nicio lună, dacă nu mă înșel, nu luasem orașul. Însă am stat foarte mult cu menținerea târfurilor, a fost perioada în care am fost plecat, am trecut prin două sau trei schimbări în facțiune, reconstruit și mai departe. Un alt motiv este bacalaureatul, nu-mi dă foarte mult timp liber. Fac seara într-adevăr variante la română și matematică, la biologie fac doar pregătire. Și nu știu ce să mai zic. Sincer, mi-a prins tot cheful și Andrei s-a lăsat din ce am observat. Vedeți ce o fi mai departe. Nu țin foarte mult episodul ăsta, este foarte scurt, doar v-am atenționat că n-am murit, pentru persoanele care încă mă mai caută, încă mai vorbim, le urez sănătate, le respect ca și persoane, nu ca și personaje în acest joc. Le mulțumesc adminilor care au administrat facțiunea împreună cu mine, anume Poke, care m-a ajutat foarte mult, AK, Ionuț mai nou și Alexandru. Au fost niște persoane care chiar m-au ajutat cu facțiunea și le mulțumesc că mi-au pus o facțiune pe mână. Le mulțumesc că este așa frumos, că o facțiune de ziua de azi nu înseamnă wow, ce chestie. Înainte să iau lider eram foarte încântat, mama lua lider, bam. După ce am luat, mi-a stricat foarte multe prietenii. Adică am văzut că prietenii în ghilimele virtuale, am văzut eu ce fel de persoane sunt, adică de rahat, știi? Și să le fie ciudă că nu, se bucure că am lăsat liderul, că unii chiar se bucurau că a lăsat doar că liderul, mamă, ce bine, a cunoscut niște târfuri, au luat și niște târfuri băieții, au văzut. Dacă eram clasa 11-a, frate, noi acum, de fapt, eu eram mult mai serios, implicat în proiectul ăsta cu Verdam Family, dar după ce termin cu BAC-ul, adică dacă nu mă șmecheresc prea tare până la, după BAC, o să iau lider în august, în ultima lună, și atunci o să încerc din nou să mai iau un oraș, aș vrea la o facțiune din afara Los Santosului. Atunci am trecut și mie interdicția în luna a 8-a. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. La începutul lunii august eu o să fiu pe o listă, cu o lună jumate deja mă pregătesc să intru într-o facțiune, știi, bam. Vorbim cu amici, pac și gata, să terminăm șmecheria. Ce să mai zic vouă? Nica, vă urez sănătate în tot ce faceți. Sănătate în tot ce faceți. Sunt ca în grăbi, mă scuzi. Vă urez noroc în tot ce faceți. Sănătate în primul rând. Și n-am murit. Ne vedem și cu alte ocazii. Nu știu dacă mâine sau peste două luni. Am fost Alin, mersi pentru vizualizare. Ne auzim cu alte ocazii. Și legat despre World Montajuri, am foarte multe filmări în calculator. O să urmeze încă 3 montaje, sigur. Vă pup!